Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar în această seară, în cadrul emisiunii Orașul meu, ne reîntâlnim cu domnul Sorin Bratoveanu, astrolog. Bine ați revenit alături de noi, domnule. Bine v-am regăsit. Vorbim, bineînțeles, despre Zodia Lunii, despre Zodia Rac și înainte de asta punctăm și de momentul astrologic actual. Da, păi la momentul acesta la care vorbim, este chiar moment de luna nouă în Zodia Racului. Deci soarele și luna se află ambele în Zodia Racului. Practic, e un moment de fuziune a energiilor masculine și feminine datorită acestei conjuncții, deci, practic, soarele și luna se află în aceeași zodie, ceea ce ne conferă, pe de o parte, mai multă imaginație, inspirație, intuiție, pe de altă parte, ne face personalitatea, într-o anumită măsură, mai vulnerabilă și, uneori, mai nesigur în ceea ce dorim să realizăm și chiar în impunerea propriei voințe. Dacă vorbim despre celelalte planete, planeta Venus se află și ea în Zodia Racului, a intrat de câteva zile în Rac, planeta Mercur de asemenea a intrat și ea în Zodia Racului. Lucrurile astea se traduc în anumite influențe? Ne amplifică emoționalitatea. Mercur este o planetă a gândirii și a comunicării. Când intră în Zodia Racului, dacă avem mai multă luciditate, să spunem, când era Mercur în Gemeni, acum ca Mercur în Rac, emoțiile de moment și starea de moment își pune foarte mult amprenta asupra modului în care gândim și în care comunicăm. De asemenea, dacă discutăm de un Venus în Gemeni înainte cu câteva zile, acela ne făcea cumva mai lucizi, mai rațional în plan sentimental și social. Acum că a intrat Venus în Rac, din nou, elementul emoțional generat de acest apă a Racului își pune mai puternic amprenta asupra vieții noastre sociale și de cuplu. Dacă vorbim despre Marte, Marte se află la acest moment tot în Zodia Scorpionului, unde se află de vreo 7-8 luni, deci practic cam din ultimele luni ale anului 2015. De ce stă atât de multe luni Marte în Zodia Scorpionului, nimeni nu poate ști. Aici este chestie de providență divină sau voință divină, dar în orice caz acest Marte în Zodia Scorpionului, care stă atât de multe luni în Zodia Scorpionului, ne lucrează foarte puternic pe latura aceasta emoțională, erotică, psihică, subconștientă, scoate la suprafață tensiuni, emoții, reprimări, frustrări și ne obligă la un gen de igienizare psihică, la un gen de alchimie, de curățare, de transformare, adică vrem, nu vrem, o anumită parte de negativitate care este în fiecare dintre noi, anumite pasiuni ascunse, anumite furii, nervozități, situații neplăcute care le-am ascuns în conștientul sau subconștientul nostru, vrând nevrând ies la suprafață sub formă de, știu și eu, furii, nervi, stres, tendință la a fi conflictual cu cei din jur, stări psihice negative, stări, situații care țin de starea de sănătate neplăcute în anumite momente. Multe lucruri se explică, dacă e să ne uităm pe harta asta. Da. Astrală. Apoi, dacă ne gândim la planeta Jupiter, Jupiter în continuare se află în Zodia Fecioarei. Acest Jupiter în Fecioare este responsabil pentru multe lucruri, între altele și de măririle de salarii din acest an și pentru mișcările sindicale și pentru multe alte lucruri care este posibil să se mai întâmple. Undeva prin luna septembrie, Jupiter va trece din Fecioară în Balanță. Apoi, planeta Saturn se află în continuare în Sagetător. La anumiți săgetători le poate da anumite stări de melancolie, dar în același timp poate genera și anumite disfuncționalități, știu și eu, în domeniul sanitar, în domeniul diplomatic, în domeniul politic sau în alte domenii. Iar planetele cele mai grele, planetele transgeneraționale, Uranus, Neptun și Pluton, sunt cam în aceleași poziții, Uranus în Berbec, Neptun în Pești, Pluton în Zodia Capricornului. Ele sunt în continuare responsabile pentru anumite situații tensionate din Ucraina, pentru campania foarte puternică a DNA-ului împotriva corupției, pentru situația încă dificilă și confuză a emigranților din țările aflate în conflicte către țările europene și a situațiilor dificile pe care le creează în țările europene, se vede acele violuri și situații neplăcute din Germania sau din alte țări. Este explicabilă atentatele și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană? Am studiat puțin momentul acesta al ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, dar nu l-aș lega atât de mult de planetele grele cât de soarele în Zodia Racului. Acel moment când s-a votat Brexitul, s-a făcut acel referendum, era un moment de soare în Rac și de lună în scădere. Deci, tendința aceea de a scădea, de a ieși din ceva, de a părăsi ceva, datorită lunii în scădere,
era foarte pregnantă. Și era ideea de a ieși, de a evada din acel UE, în care, până la acel moment, era ferm ancorată Marea Britanie. Apoi, fiind soarele în rac, era mult mai puternic datorită acestui soare în rac, curentul populist, curentul naționalist, erau mult mai vizibile avantajele ieșirii din Uniunea Europeană, gen nu mai cotizăm la Uniunea Europeană nu știu câte miliarde de lire sterline, sau, mă rog, echivalentul în euro al acelor lire sterline, acele lire rămân în țara noastră, sistemul NHS, National Health Security sau System, nu mai este parazitat de emigranți, de cei care vin din Europa de Est, de bau-bau cu românii și bulgarii și de alte situații de acest gen. Așa să fie. Britanicii au știut ei ce votează. Da, da, da. Să sperăm că, într-adevăr, au știut ce votează. Să ne referim acum la rac și la datele generale privind zodia aceasta. Da. Este o zodie de apă, în primul rând, și când spunem zodie de apă, vorbim despre o zodie foarte emoțională. Fiind o zodie de apă, este în același timp și o zodie feminină. Deci avem deodată două elemente, foarte multă feminitate, tradusă nu neapărat în feminitate gen feminin, ci și feminitate în sensul de pasivitate, indolență, lipsă de dinamism, lipsă de activitate. Deci nu întâmplător zodia aceasta a racului este plasată în perioada verii, în perioada în care se iau concedii, vacanțe, se opresc activitățile școlare, universitare și foarte multe activități. Se opresc inclusiv cea a Parlamentului și toată lumea simte așa un aer de vacanță, de relaxare, de... pentru că este o zodie a pasivității. Adică acum toată lumea care, chiar dacă nu este în postura de a-și lua concediu, vacanță parlamentară, perioadă liberă sau așa, simte nevoia măcar de un concediu medical sau de ceva. Adică dacă toată lumea se relaxează, de ce să ne relaxăm și noi? Așa. Apoi este o zodie cardinală, zodia racului. Cardinal înseamnă o zodie totuși cu inițiativă. Din acest motiv, eu personal ca și astrolog am observat foarte mulți politicieni născuți în zodia racului. Adică sunt persoane care totuși, chiar dacă vorbim despre o zodie oarecum pasivă, indolentă, au inițiativă, văd lucrurile destul de concret, au un simț al realității destul de bun și sunt ancorați în comunitatea din care fac parte. Adică sunt ancorați în satul lor, comuna lor, orașul lor, provincia din care fac parte sau în țara din care sunt originari, fiind, știu și eu, uneori membri a unui partid populist sau partid de dreapta, extrema dreapta, cu tărică mare, cu tărică largă. Avem și de stânga. Da, da, pot fi și partide populiste de stânga. Mă rog, stânga este mai internaționalistă, dar dreapta, în general, este mai naționalistă și mai populistă. Așa, dacă ar fi să vorbim despre politicienii de stânga de la noi, cei mai cunoscuți sunt Mircea Joană și Adrian Năstase, ambii nativi rac. Dar ambii puternic defavorizați de acel tranzit al planetei Pluton în zodia Capricornului, care este zodia diametral opusă racului. Și în aceste condiții, normal că o planetă grea cum este Pluton și quadratată ani de zile de Uranus din Berbec, n-a putut să facă viața ușoară la doi raci, care erau în prima linie a politicii. Amândoi au suferit căderi importante. Sigur, sigur. Deci la zodia racului, ca și elemente cheie, avem atașamentul față de familie, atașamentul de valorile tradiționale, preocuparea pentru alimentație, somn, viața intimă, viața privată. Sunt persoane care țin foarte mult la conceptul de familie, sunt persoane destul de fidele, sunt persoane care, din păcate, au anumite ancorări din acestea emoționale foarte puternice în trecut, adică visează la unde erau zăpezile de altă dată lui Marcel Proust, pentru că și Marcel Proust, care a scris În căutarea timpului pierdut acea serie de romane, era tot nativ rac. Așa, deci aceea este atitudinea tipică de rac, În căutarea timpului pierdut. Au profesii tipice? Da, sunt profesii tipice racului. De exemplu, profesia de istoric. Poți să stai în arhive să scormonești cât dorești și reconstitui viața lui Napoleon, viața lui Ștefan cel Mare, viața lui regele Minos din Creta, viața lui Arhimede sau lui nu știu cui. Pentru ei e pasionant. Da, este ceva extraordinar. Adică au senzația că intră în cele dimensiuni temporale și reconstitui adevărul istoric. Apoi pot fi destul de buni bucătari, patron de restaurante, de pensiuni, de gogoșerii, deci cumva eficienți în alimentația publică. Ei având această orientare către alimentație, către
știu și eu, hrănire, ospitalitate, sunt gazde destul de bune dacă se simt în armonie emoțională cu musafirii pe care îi invită. Așa, își transformă aceste abilități în, știu și eu, capacități lucrative în domeniul turismului și alimentației publice. Nu știu dacă este adevărat și în teorie, în practică mi s-au părut foarte diferiți bărbații raci de femeile raci. Femeile raci sunt foarte feminine, dar nu sunt lipsite de o anumită nervozitate, așa, și de o anumită irascibilitate. Bărbații rac nu prea au o masculinitate reală, ca să spunem așa, adică să fii bărbat și să fii născut în zodia cea mai feminină, nu e situația cea mai fericită pentru un bărbat. Adică sunt genul acela de bărbați cărora le place să gătească, să facă curățenie în casă, să ude florile, să colecționeze fel de fel de nimicuri, chibrituri, brichete, pentru că și tendințele acestea colecționariste țin de tot de zodia racului. Adică muzee, colecții, adunăm capace de bere din Asia, berea Tsibao din China și chestiuni de acest gen. Să ne referim și la decani. Da. Dacă vorbim despre decani, avem primul decan rac-rac, este racul pur, de la 21 iunie până la 30 iunie. Aceștia sunt raci tipici, așa cum i-am descris până acum, și cu calități. Deci sunt imaginativi, inspirați, familiști, stabili, fideli într-o anumită relație, preocupați de valorile tradiționale, dar în același timp au și defecte, bineînțeles, ca orice zodie, adică lene, indolență, o anumită lipsă de socializare, de sociabilitate, ca să spun așa, sau preferă să socializeze, dacă se poate, numai la ei acasă, unde se află pe propriul teritoriu, adică simt un gen de regi în propria locuință, în propria vilă, în propriul palat, depinde de situația locativă a fiecărui rac, mai bună sau mai puțin bună. Așa, de multe ori nervoși și irascibili, au dificultăți de a ieși din propria carcasă, au un gen de carcasă de protecție și acea carcasă îi apără de agresivitatea emoțională pe care ei o proiectează asupra celor din jur. Uneori este reală, alteori este doar proiectată, este un gen de imaginație. Toată lumea îmi vrea răul, oamenii se uită urât la mine. Poate fi doar proiecția lui, adică starea psihică a celorlalți de multe ori sau atitudinea lor este în ochii privitorului sau în mintea privitorului. Așa, al doilea decan de rac, în care deja ne aflăm acum, soarele se află în al doilea decan de rac în această primă decadă a lunii iulie. Este o coincidență că avem aici ziua Statelor Unite? În astrologia mondială, Statele Unite nu sunt privite neapărat ca o țară rac, fiind ziua de 4 iulie, ci sunt privite mai curând ca o țară gemeni. Adică o țară încă imatură, o țară încă superficială în gândire, fără un trecut real. Adică trecutul Statelor Unite sunt pieile roșii. Acela autentic, într-adevăr. Acela autentic, adică aceia sunt nativii americani. Într-adevăr, și dar nu ei conduc destinele Statelor exact, Unite. Exact, exact. Și în aceste condiții, dacă ne gândim la țări precum, mă rog, sau teritorii, provincii, unele nu mai sunt țări, cum ar fi Tibetul sau India, care se află sub semnul Capricornului, ceea ce arată multă maturitate și o istorie multimilenară, comparativ cu istoria de 200-300 de ani a Statelor Unite, nu mai punem perioada dinaintea independenței, când erau colonie engleză, atunci vedem o țară gemeni în gândire, sau în sfârșit o țară chiar nativă rac, dar dacă e să-i luăm la istorie, dăm de nativi americani care împușcau bizoni sau, mă rog, eu morau cu arcul și cu săgețile. Deci, revenind la al doilea decan al racului, este racul Scorpion. Este un rac mai agresiv, un rac mai pasional, un rac care poate fi ceva mai răzbunător, mai sumbru, mai deranjat de, știu și eu, atitudinile de multe ori răuvoitoare, reale sau imaginate ale celorlalți. Și avem al treilea decan al racului, care este racul Pești. Este a doua decadă a lunii iulie. Cu aproximație este intervalul 13 iulie, 22 iulie, până când începe, până intră soarele în zodia leului. Și aceia sunt racii pești, acolo o întâlnim foarte puternici caracteristici de pești. Aceștia poate sunt racii cei mai artiști dintre toți, pentru că au componenta aceea de pești. Dansatori, cântăreți, balerini, persoane care se integrează bine în colective umane,
toate cele trei decane, mă rog, toți cei trei decani ai Iracului, mai bine spus, au o caracteristică comună și anume capacitatea de a obține o anumită notorietate. Racii pot atrage atenția asupra lor, chiar uneori fără a face nimic, și își pot atrage o anumită notorietate, popularitate. Racii simple, prin, știu și eu, activități politice, racii scorpioni, ca și sex simboluri sau imagini din acestea carismatice ale masculinității sau feminității, iar racii pești prin dans, prin muzică, prin activități artistice, prin activități de acest gen. Ascendentul? Ascendentul în rac indică o persoană care are risc de obezitate în general. Se pasionează de mâncare? Da, le place să mănânce foarte mult, le plac foarte mult dulciurile, cum dintre cele șase gusturi care există, dulcele induce cel mai mult o stare de bine, de satisfacție psihică. Poți fi mari consumatori de dulciuri și am putea spune că, fiind o zodie de apă, el la nivel fizic, vorbind de cei cu ascendentul în rac, pot acumula foarte multe lichide în corp, în diverse părți ale corpului, nu doar la mâini, la picioare, la burtă, la așa, și acea apă nu se elimină în mod eficient, adică nu se elimină în măsura în care se acumulează. Și în aceste condiții pot avea un gen de obezitate prin acumularea excesivă de lichide în corpul lor, poate ceva mai puțin prin acumularea de țesut adipos grăsos. Și sunt persoane destul de comode, de lente. Oamenii cu ascendent în rac nu o să-i vedem fiind mari sportivi, campioni olimpici, persoane gen Simona Halep sau în niciun caz, ci mai curând persoane care pot ajunge bucătari faimoși, șef cu tărică, apar la emisiuni gastronomice, au o burtă impresionantă, sunt maestri cofetari, maestri patiseri, maestri ai, știu și eu, brioșelor sau altor chestiuni de acest gen, sau patroni de hoteluri, dar genul acela de patroni care întâmpină musafiri în prag cu pâine, sare, țuică și slănină sau produsele zonei și apoi stau numai în biroul managerului și numără banii. Sunt pasionați deși de finanțe. Sigur. Păi au un punct de impact în zodia diametral opusă, care este zodia Capricornului, deci o zodie de pământ. Deci implicit le place puterea, politica, banii. Și în general sunt o zodie zgârcită, toți decanii, fără nicio excepție. Ajungem la compatibilități. Cum se înțeleg ei cu berbecii? Cu berbecii este o relație cam conflictuală. Nu spun că neapărat nu pot avea o relație, dar berbecii își impun punctul de vedere și racii pot suferi din cauza punctelor de vedere prea dure ale berbecilor, care pot avea atitudini de genul de mâine nu mai facem cu tare lucru. Te-am tăiat de la porția de prăjituri sau chestiuni de acest gen. Deci au un potențial de conflictualitate destul de mare. Se pune problema în ce măsură pot lăsa fiecare de la celălalt, adică în ce măsură poate fi racul ceva mai dinamic și berbecul ceva mai conciliant. Am prieteni buni în rac, așa da, că taurul ar trebui să înțeleagă bine cu racul. Da, sunt două zodii feminine, o zodie de pământ și o zodie de apă, așa, și văd lucrurile destul de asemănător, ca să spunem așa. Adică la ambelor zodii le place stabilitatea, confortul financiar, au o deschidere artistică, sunt zodii emoționale, deci e o combinație bună între rac și taur. Gemenii sunt vecini. Da, sunt vecini. Aici compatibilitatea poate exista în condițiile în care racul are planete în gemeni și nativul gemeni are niște planete în rac. Cum este, de exemplu, la președintele Iohannis, are soare în gemeni, dar mercur în rac. Deci el are o planetă prin care poate avea un limbaj comun cu raci. În condițiile în care există niște planete aflate în zodia vecină, pot avea niște elemente de compatibilitate, pentru că altfel sunt total diferiți. Unul este zboară ca vântul, ca și calul lui Făt Frumos, celălalt unde îl pui acolo șade, pe românește. Și din acest motiv fiecare trebuie să aibă o anumită înțelegere sau toleranță ca să poată înțelege cu cealaltă zodie. Un rac ar trebui cel mai bine să-l înțeleagă pe un alt rac. Într-adevăr, numai că este necesar ca unul din cei doi raci să fie mai activ, mai dinamic. Pentru că dacă amândoi sunt preocupați numai de prăjituri sau de rețete culinare, numai de udat florile și de așezat carpeta, mileurile și și bibeloul acela cu pește deasupra televizorului, pentru că este cadou de la mama și are valoare sentimentală. Da. Așa.
Atunci se pune problema cine este activ, cine aduce bani, cine muncește, cine are inițiative mai puternice, cine se ceartă cu vecinul care face scandal, cine face alte lucruri mai importante, adică cine face partea mai dură a lucrurilor, cine face activitățile mai grele. Și dacă amândoi sunt timizi și timorați și numai cu zahărelul și cu lăpticul și cu ceaiul de la ora 5, s-ar putea ca la un moment dat să dea vina unul pe altul, să se împingă unul pe altul. Hai du-te tu, hai du-te tu, hai du-te tu și nu face niciunul nimic. Îl suportă racul pe leu? Racul, dacă este submisiv, îl suportă pe leu. Am văzut combinații familiei soție, rac, soț, leu. Funcționează lucrurile? Da, funcționează lucrurile. Dar, în general, leul trebuie lăsat să fie în centrul atenției și să fie gălăgios, să-și afirme punctele de vedere și să facă munca cea mai grea, pentru că aia este plăcerea leului. Avem zodia cea mai feminină, racul, avem zodia cea mai masculină, leul. Și atunci, când leul obosește, începe și partea racului să își facă și el plăcerile personale. Deci e o relație care poate funcționa, pentru că sunt complementari, ca soarele și cu luna. Rac-fecioară. Rac-fecioară au multe elemente de compatibilitate. Racul este mai autoindulgent, adică știe că este leneș, știe că este mâncăcios, știe că este poate indolent de multe ori, dar, cum să spun, își tolerează propriile defecte și poate se iubește pe sine însuși și cu calitate, și cu bune și cu rele. Problema la fecioară este în ce măsură își ține sub control tendințele critice, care uneori pot da pe nu din afară. Nu și le poate ține sub control vreodată. Da. Și atunci, dacă fecioara devine foarte critică la adresa racului, indiferent care este combinația, care este bărbatul și care este femeia între un rac și o fecioară, racul poate fi deprimat de criticile fecioare și atunci relația este dificilă. Deci aici se pune problema câtă iubire există între cei doi și în ce măsură își pot manageria calitățile și defectele ca să fie o relație durabilă. La fecioară cel mai deranjant aspect este, sunt tendințele critice. Poate că e mai blândă relația cu balanța. Da, în măsura în care balanța îl poate scoate pe rac în plan social și îl poate face mai deschis, mai plimbăreț, mai, știu și eu, amabil cu cei din jur, mai capabil să socializeze și nu doar pe rețelele de socializare sau pe internet, ci efectiv ieșind în oraș, în public, la muzeu, la restaurant, la nuntă, la botez, mai știu eu unde, dar în același timp și balanța trebuie să fie înțelegătoare cu racul, să nu stea doar plecată la diverse dineuri și întâlniri și recepții la ambasadă, să mai stea și acasă alături de rac atunci când racul are nevoie de confort, de liniște, de o anumită rutină și de a satisface anumitor tabieturi. Deci, din nou, este o problemă de negociere, dar, în general, relația poate funcționa, pentru că sunt două zodii familiste, și racul și balanța. Cu scorpionul ar trebui de la sine să se înțeleagă că lucrurile merg da, bine. Da, da, lucrurile merg bine. Cel mai bine se înțeleg scorpionii cu racii scorpioni. Sunt două zodii de apă. Au o viziune asemănătoare, foarte multă emotivitate, sensibilitate. Pot plânge la același gen de filme. Așa. Din ei doi, scorpionul este mai activ, mai impulsiv, în sensul că poate lua inițiativa să tranșeze anumite lucruri. Dacă la un moment dat se ceartă racul și cu scorpionul, atunci scorpionul pune punct relației, nu racul. Și racul va regreta ani în șir pe scorpion și va asculta melodii de dragoste din acele depresive. Dar în principiu relația poate funcționa. Săgetătorul? Cu săgetătorul este o relație foarte bună, paradoxal. Am văzut chiar combinații el rac, ea săgetător sau invers, el săgetător, ea rac. Pentru că avem o zodie foarte dinamică, care știe să facă lucrurile grele, dificile, care presupun alergătură, eforturi, efort fizic, deplasări, etc. Și o zodie care oferă confortul emoțional, stabilitate, de care de multe ori săgetătorul are nevoie. Pentru că săgetătorul este o zodie foarte mobilă, agitată, mereu pe picior de plecare undeva. Și atunci racul vine și liniștește în mare măsură pe săgetător. Deci relația pe undeva poate funcționa. Ați spus că în cazul Capricornului lucrurile sunt diametral opuse. Da, sunt diametral opuse. Fiecare are un punct de impact în zodia cealaltă. Totuși se pune problema care atitudine primează în această relație, racul Capricorn.
În sensul că racul vrea mai mult să stea pe acasă, viața intimă, privată. Capricornul vrea mai mult viață publică, socială, în lumina reflectoarelor. Știu și eu din neuri, întâlniri, știu și eu recepții, conferințe de presă. Și atunci este vorba de negocierea timpului de calitate, cât stă Capricornul pe acasă, cât este racul dispus să iasă la întâlniri oficiale. E o problemă de negociere și aici. Vărsătorul. Sunt două zodii total diferite care chiar n-au nimic în comun și care chiar nu mi se pare să aibă șanse de a conviețui cumva. Pentru că avem un flușturatic și un visător din acesta fantastic cum este Vărsătorul și un familist total cum este Racul și dacă fiecare este cambrat pe propriile poziții, nu au puncte comune de înțelegere. Peștii sunt mai docili? Da, cu peștii se pot înțelege pentru că sunt zodii de apă, au un limbaj comun, limbajul acesta al emoțiilor, al sentimentelor. Se pune problema cât de sinceri sunt peștii cu racii. Racii pești pot fi la fel de ascunși și duplicitari ca și peștii nativi. Așa. Am putea spune că se pot înțelege în foarte multe lucruri și e o combinație foarte bună. Să ne urăm la mulți ani, petreceri frumoase sigur, celor sigur. Care s-au născut în zodia rac. Da, la mulți ani tuturor racilor. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră, domnule Bratoveanu, iar sper să reveniți alături de noi. Da. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere! La revedere!